Salutări și bun venit pe Minutul de Grafică, eu sunt Leontin Andrei și astăzi vom continua să lucrăm la micuța noastră serie de tutoriale în 3D Studio Max și mai exact vom continua cu scena noastră în care lucrăm la acel cavou. Ok, două lucruri trebuie să le precizez de la bun început și anume faptul că am redimensionat puțin scena noastră, scena la care lucram, pentru faptul că personajul meu, omul, care, dacă îmi permiți să-ți arăt ce modificări am făcut, ok, era așa înainte, cu dimensiunile de 41, hai să vedem, 40, hai să zicem 48 pe 48, ok, pe 180, da, 180 fiind înălțimea. I-am adăugat încă două suprafețe, să zic așa, două dreptunghiuri, două hai să vedem, coaduri, nu coaduri, mă rog, două pătrate. Două obiecte, da. Unul este de 180 pe lățime, ok, cu 48 și cu 180 înălțimea, ok, iar celălalt care este perpendicular pe primul este de 180 pe 180, doar că este răsucit, da, deci este efectiv același obiect, doar că este la 90 de grade. Bun. De ce am făcut asta? Este foarte simplu, am human size, ok. Am făcut acest lucru pentru faptul că pe mine mă interesează să văd cum ar intra personajul nostru pe cum ar încăpea personajul nostru în scenă, având în vedere faptul că distanța dintre, dacă ții mâinile perfect întinse lateral în formă de T, cum ar veni, distanța dintre cele mai îndepărtate puncte care se află mai exact în vârful degetelor mijlocii este aceeași distanță ca cea dintre tălpile tale, da? Și creștetul capului, ceea ce înseamnă că ai avea aceeași distanță, da? Bun. Motiv pentru care și am făcut același lucru aici, am simulat exact același lucru cu personajul meu. Ok, am mărit puțin toată scena aproape, de fapt chiar toată scena, pentru că mă interesa ca personajul să poată intra în cameră, în camera cavoului, în camera mormântului, cu mâinile întinse, ok? Și am șters acele felinare pentru că vreau să le modific și să fac altceva. Tot felinare voi face, doar că le voi face altfel, mult mai interesante. Și acum am creat două cutii, ok? Una mai mică decât cealaltă. Mormântul la fel este ceva mai mare, poți să vezi înălțimea lui actuală, raportat la înălțimea personajului. Ok, și acum să ne apucăm de treabă la felinar. Am să apăs pe tasta F3 pentru a vedea doar wireframe-ul. Ok, și am să creez un cilindru pe care o voi face cam atât de mare. Și am să-l ridic. Poți observa în partea dreaptă, la height. Am să-l duc probabil aici. Ok, F3, tasta P. Am să ridic cilindrul, pe postament. Mă interesează să am pe înălțime doar un singur segment, la fel și pe cap, și 18 fețe. Ok. Am să-l convertesc în editable poly, am să apăs pe tasta 4 sau pe polygon. Selectez fața de sus, am să o micșorez puțin și am să o duc ceva mai jos. Cam atât zic eu că ar fi chiar ok. 4. 1. Și
Acum să creez un o altă cutie. Hai să dăm un cub. Ok, cam așa ceva. Ok. Tasta P pentru perspectivă. Voi ridica cubul pe suprafața noastră. Z pentru a focusa. Ok. Convert to editable poly și am să selectez fața de sus pe care o voi ridica cam așa ceva. Hai să vedem cum s-ar vedea în lateral, cum ar fi în lateral. Aici. Am aici. Să ne uităm de sus. F3. Și am să-l întorc astfel încât să fie paralel cu această față. Ok? F3 din nou. Ok. Acum, am să selectez aceste fețe. Am să selectez prima dată Edge. Da? Sau tasta 2. Da, hai să tasta 2. Am să le selectez și am să dau click pe pătrățelul acesta din dreptul connectului. Și am să-i dau, cred că undeva la 40 de fețe ar trebui să fie ok. De muchi. Și am să apăs din nou pe tasta 2. După aceea am să merg la modifier list și am să selectez, am să caut FFD și am să selectez 3x3x3. Ok, selectez această săgeată și control points, selectăm punctele de deasupra și am să le duc ceva mai în lateral. Ok. Am așa ceva. Am să le selectez pe cele de deasupra și am să dau scale. Ok, cam așa. Le selectez pe cele de jos și am să le reduc puțin dimensiunea. Și mai lateral, mai în spate puțin. Super. Am să pun materialul pe care l-am creat acum ceva timp, material pe care îl poți găsi la tasta M sau la acest buton. Ok, am să iau materialul și am să-l trag pe obiectele mele. Ok, și acum am să mă uit de sus. Ok, am să selectez hai să vedem, prima dată ce îmi trebuie. Prima și prima dată trebuie să am. Ok, prima și prima dată trebuie să am. Hai să vedem, F3. Ok. Am să mă folosesc de Snap toggle, ok, click dreapta pe el, o să-mi apară această fereastră. Aici am să deselectez vertex, de fapt am să dau un clear all preventiv și am să selectez grid points. Ok, mai departe am să mut felinarul sau baza, na, acel cilindru, și am să-l mut după ce voi da click stânga pe acest snap, am să-l mut aici. La fel am să fac și cu baza, da? Pentru că vreau să fie centrate cum trebuie. Ok. Mai departe am să selectez acest picioruș pe care l-am creat mai devreme și am să-l mut ceva mai în față. Ok, am să apăs pe tasta S pentru a deselecta acest snap toggle. Hai să vedem exact cât de în față trebuie dus, mai în față, cam aici. T pentru top și F3 din nou. Iar acum
Hai să vedem, va trebui să mutăm aceste obiecte ceva mai sus, din nou tasta S pentru Snap Toggle. Ca să le mut mai sus, pentru că vreau să fie perfect centrate cu acest... De fapt, cred că am să mut eu doar, prima și prima dată, doar acest felinar, după care am să le mut pe acestea două. Ok, acum sunt centrate, ok. Ok, hai să vedem. Da, toate sunt centrate. Și acum am să dau click pe acel picior. Am să merg la acest, la al treilea tab, la ierarhie, și aici am să selectez Effect Pivot Only. Ceea ce înseamnă că voi putea să mut doar pivotul, ok? Pe care am să-l mut fix în centru. Aici. Am să deselectez această căsuță și acum, în momentul în care voi roti obiectul, acel picior, se va roti în jurul acelui punct care este la intersecția acelor axe. Bun, mai departe am să țin apăsată tasta Shift și am să-l rotesc. Hai să vedem. Una. Hai să vedem. Trebuie una. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Da? Avem deja două, ceea ce înseamnă că am să îi dau opt. Ok? Să vedem ce iese. Copy. Opt. Mai trebuie una. Nu este nicio problemă. Și acum este ok. Tasta P. F3. Și acum se poate observa faptul că avem cele 10 piciorușe, cele 10 brațe ale acestui felinar. Ok. Am să le redimensionez puțin, am să le aduc ceva mai în față. Și acum totul este ok. Bun. Am să salvez momentan aici și am să închei acest tutorial chiar aici, pentru faptul că nu mai am timp pentru a continua. În tutorialul următor vom termina cu acest această lampă, să zicem așa, și vom continua mai departe să ne gândim să populăm efectiv scena noastră. Cam atât pentru acum, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Dacă ți-a plăcut acest tutorial, dă un like, dă un subscribe și ne vedem în tutorialul următor. Eu sunt Leontin Andrei și te-am salutat. Ciao, ciao!